E o seară frumoasă, zic că abia a început iarna. Și avem parte de o lansare a unui volum de poezii absolut superb, dedicat, de fapt, titlul spune totul, Rânduri pentru Astrid. Este o carte pentru Astrid, nu despre Astrid. Vom afla pe parcurs despre ce este vorba. Mie îmi revine misiunea să vă spun cum am ajuns la această seară. Mă știu cu Diana Maria Mihailopol de foarte mulți ani și sunt foarte fericită că mi-este prietenă. Și mi-a spus într-o zi, te super dacă lansez la muzeu această carte. În niciun caz, chiar mă bucur. Și am ales întâi o zi, după care nu știu ce s-a întâmplat și am ales o altă zi, până când am ajuns astăzi. Și s-a întâmplat să ningă, s-a întâmplat ca totul să se acopere cu zăpadă, iar zăpada purifică, știm foarte bine. Drept urmare, iată-ne aici. Diana are emoții, i-am promis că îi le iau eu pe toate și aș vrea ca înainte să încep să prezint cartea, să-mi dați voie să le fiu recunoscătoare câteva persoane care se află în această seară alături de noi. De ce? Poate că nimic nu este întâmplător, pentru că vă spuneam mai devreme de energiile de aici, din mansardă. Simplu. Diana Maria Mihailopol este fiica lui Aurel Mihailopol, proprietar de Nord, din câte știu, așa-i? Doamna Oana Pelea este fiica lui Anza Pelea, proprietar de Nord de asemenea. Sunt foarte bucuroasă că o avem alături pe Ana Maria Beligan, fiica lui Radu Beligan, proprietar de Nord de asemenea. Și se află alături de noi și Oana, fiica Ginei Patrichi, sunt recunoscătoare că a venit în această seară, proprietare de Nord, nu? Și sunt atât de emoționată, mă bucur, nu vă dați seama ce bucurie am, că în această seară se află atâția oameni frumoși alături de noi, alături de Diana. O să vă rog să-mi îngăduiți să mă așez, pentru că, deși am promis că ți-au toate emoțiile, m-am gândit că poate ar fi bine să citesc și eu o poezie din acest volum, pe care am simțit-o puțin mai aproape. Drumul către final. Moto, arătând răsăritul, să-mi albească firele din cap, doar pentru că m-au tras îngerașii dumitale de ele, doar așa că mi-au tras gândurile de păr, nu prea tare. Cum tragi păpușile de sfor ca să se bucure copil? Numai de asta să-mi albească firele, Doamne, arătând răsăritul. Cristian Popescu, Antiportret, un psalm al lui Popescu. Drumul mergea pe drumul lui, ca omul. N-avea toiac și se ținea de sine. La dreapta raiul și la mijloc pomul. La stânga pomișori și magazine. Eroii nu știau că drumul merge, călcau pe drum tot căutând o cale, se tot gândeau să stea sau să alerge. În ce direcție? Raiul e la vale? Drumul se rătăci ca orice drum, pe drumul său. Drumul văzu afișe. Văzu și oameni vii, făcuți din fum, se luă după privirile crucișe. Ajunse în final în strada mare. Cei ce-l vedeau, credea că se târa. Drumul lihnit ajunse pe o cărare, în gând își spuse, asta e calea mea. Se transforma atunci într-un drum drept, cu peisaje nedictate încă, un labirint cu forme de transept, o arhivoltă decupată în stâncă. Și drumul se opri din drumul său, simți ceva în el ca o căldură, ceva uscat așa, nici bun, nici rău, și apoi se spânzură de o bordură. 18 iunie 2017.